O am alături de mine astăzi pe Natalia Gordienco, o plăcere pentru mine. Bună dimineața, bine ai venit la Radio Trainer. Da, dimineața. Mersi mult că ne-ați acordat această posibilitate să prezentăm proiectul nostru pentru Eurovision, piesa Sugar, și mă bucur să fiu alături de voi. Pentru cei care nu știu, participanta Republicii Moldova la Eurovision, Rotterdam 2021. Da. Chiar mă întrebam dacă se mai țin show-urile astea, pentru că toată lumea s-a restrâns în ce privește concertul, ai văzut fenomenul din afară, The Voice, Americans Got Talent și așa mai departe, au cam adaptat pe sistemul online și chiar mă minunam că se poate întâmpla. Spune-mi ce știi despre ediția aceasta a Eurovisionului, Natalia. Într-adevăr, anul trecut a fost amânat concurs din cauza COVID-ului. Anul acesta încă nu se știe ce scenariu vom avea spre finalul în luna mai. Se decide în luna aprilie de EBU, Agenția Europeană care se ocupă de organizarea concursului. Sunt diferite scenarii. Poate să fie semi-plină sală, de exemplu, doar cu public din Nederlandă, sau poate fi sală pustie și doar artiști pe scenă și va fi difuzare online, ca de gen, și poate fi și un backup video pus în... că noi acum, de exemplu, numai ce m-am întors din Bulgaria și noi toți am înregistrat backup video, e ca număr integral care trebuie să fie prezentat în luna mai. Normal că noi n-am avut această posibilitate să prezentăm absolut tot la maxim, cum totuși va fi în finală, că noi nu aveam posibilități tehnice, că sunt chestii care apar pe scenă. Ok, cât de cât am filmat și sperăm asta va fi ultima variantă. Ha, deci oamenii și-au luat backup-ul. Asta e ideea. Adică au făcut backup-ul, deoarece sunt condiții, de exemplu, chiar și dacă cineva este bolnav, se îmbolnăvește în colectivul în delegație, toată țara este cum dat din concurs. Și din cauza aceasta noi toți facem acum tot posibilul ca toată delegația să fie vaccinată înainte de concurs, să avem toți anticorpi, că e bine, că noi nu putem risca atât de mult, că sunt pregătirile foarte serioase și vrem totuși să intrăm în concurs. Că zim despre Sugar, piesa aceasta, spunem detalii, cine a scris-o, ce a vrut să spună autorul, ca să zic așa. Piesa a fost scrisă, noi avem o echipă internațională, ne-am pregătit pentru anul trecut, a fost pregătită piesa Prison și cum spun că noi toți am fost prizonieri, am devenit pe parcursul anului și am decis că ceva nu e ok, că parcă a devenit, știi, magică piesă, că noi trebuie să facem altceva, să fie piesă legată și de viața noastră și noi, cum noi glumim, că vrem să înducim cu piesa noastră viața oamenilor și ne-am decis că după acest an de COVID sur, an negativ, cu dificultăți, cu pierderi și noi am vrut să facem piesă foarte pozitivă, că lumea să nu fie serioasă, știi, cu un profund, că sunt atâția acum lucruri serioase care se întâmplă în viața noastră, fiecare zi împrejur, și noi am vrut să facem ceva vesel, ceva dinamic și toată Europa să cânte împreună cu noi și piesa, într-adevăr, este foarte primită bine prin internet, lumea filmează diferite videouri, dansează și e foarte fain, asta e cel mai important. Piesa a fost scrisă de un compozitor din Grecia, Dimitris Kontopoulos. Apropo, echipa se numește Dream Team, fanii Eurovisionul le numesc Dream Team, că ani în ani ei pregătesc artiști din diferite țări, aleg cele mai, talentați, și
E o echipă superbă, au avut foarte multe locuri, anume în primele trei top și câștigul, de exemplu, Focas, coreograful nostru care ne pregătesc show-ul, el a făcut show-ul pentru Elena Papariza cu My Number One când a câștigat Grecia. Echipă serioasă, Natalia, echipă serioasă. Da, da, sunt autori, compozitori din Grecia și din Rusia, Filip Kirkorov e un superstar de acolo, toate ex, pentru toți vorbitori de rusă, e ca un Elton John, Michael Jackson. Avem producători din Gruse, din Grecia, Elias Kokotos, și autorii textului e în rusă, Mihail Guțăriv, și în engleză Sharon Bach, ea are un Grammy, e ceva, e nominantă la Grammy pentru text, da, și avem așa o echipă, videoclip a fost filmat în Ucraina, încă o țară s-a adăugat și e foarte fain, deoarece fiecare are opinia lui, advice, sfaturile lor și când se combină puzzle, știi? Puterea crește, Natalia, este da, știut de când da. Și echipa și apropo, asta colorată a voastră, de fapt ce? E în câștigul piesei pe care o vei prezenta la Euro. Da. Cum e în cazul tău? Dacă în perioada asta te-ai simțit mai productivă, dacă ai fost mai creativă și ai încercat să întorci în favoarea ta timpul ăsta de stat în casă? Eu la început, apropo, noi am intrat în luna martie în carantină. Eu numai ce am revenit de la Moscova atunci și a doua zi trebuia să zbor deja în Latvia, Litva, Estonia, deja să începem promo tour. Și decorațiunile deja s-au dus acolo. Și în noapte totul era amânat și peste 2-3 săptămâni am aflat că și concursul se amână. Eram stresată, am plâns 2-3 zile, am stat acasă și într-adevăr am fost autoizolați de o lună și jumătate, eu am stat cu copil acasă. Pentru mine, eu am primit plăcere de această perioadă, deoarece eu am primit această posibilitate să stau mai mult cu copilul meu, că băiatul are 3 ani. Și acum e cea mai, mulțumesc, e cea mai dulce perioadă, dar când lucrezi și vrei să reușești peste tot, e foarte greu de se găsește această, știi, armonie, să fii și aici și acolo. Echilibru, corect. Da, eu am început să gătesc ca toate fetele, făceam pilates, am început să pictez. Eu, sincer, am petrecut super timp. După, noi toți așteptam că concertele vor reveni, filmările, dar viața nu a revenit cum a fost înainte. Și poate am avut această perioadă, apropo, eu am lansat piesă despre copilul meu, În ochii tăi se numește. E piesă necomercială, dar visam la ea de când el s-a născut, despre relațiile între copii și părinți. În română e foarte frumoasă și am făcut și nu e videoclip comercial, dar ca un mini-film și pe parcursul piesei, videoului, parcă toată viața unui bărbat trece și foarte cum. Eu am făcut ce am vrut, anume pentru suflet, și dacă vorbim de Eurovision, am primit această posibilitate, timpul, să ne cunoaștem unul pe altul în echipa noastră. Băieții, că anul trecut a fost piesa lentă. Da, e ok, baladă pentru mine, ca mie îmi place să cânt baladele, dar oricum sunt foarte pozitivă, foarte energică. Și anul acesta piesa mă reprezintă la maxim și e foarte bine că spre final poate și am avut această nevoie de această perioadă, poate ca să facem anume piesă să fie cap-coadă ca energetică pentru un artist. Și am mai făcut alte piese, de Doamne să fie, sperăm să avem posibilitatea să lansăm. Vreau foarte tare să revin să avem concerte iarăși cu cult, că am avut online evenimente, dar nu se compară când ai acest feeling despre care am vorbit înainte, corect, altceva. Corect. Vreau, te rog frumos, să le spui unde te pot găsi dacă vor să-ți scrie, vor să afle mai multe despre tine, pentru că social media va funcționa oricum, orice am vrea noi. Ea este prezentă în viața noastră. Despre mine puteți să găsiți YouTube, channel este Natalia Gordienko, unde este lansat, a fost lansat și videoclip, unde puteți urmări. În Instagram este Natalița,
E așa un funny, da, și sunt foarte active pe Facebook, Natalia Gordienko. Postăm absolut tot, fotografiile, videourile. Și apropo, România poate, nu poate să voteze pentru Roxanne și vreau să doresc, apropo, mult succes Roxanne în acest an, când am cunoscut anul trecut la etapa națională România, că a doua zi a fost după Moldova și noi am venit, am cântat, e o fată superbă și piesa, apropo, foarte bună în acest an, îmi place foarte mult. E foarte, e tinerică, e talentată și de Doamne, România să aibă un rezultat foarte bun. Noi o să vă votăm, iar voi trebuie să ne susțineți, că noi nu putem altfel. Cum a fost și fiecare an, noi trebuie să ne susținem unul pe altul. Asta e, că Eurovision și pentru acest lucru a fost făcut, a apărut concurs după război, că lumea să se preiecunească, să, da, să ne unească, să se unească, da. Da. Eu îți urez succes, ești un om absolut fantastic, energia ta, Natalia, a ajuns până aici la mine, la București. Eu ți-o trimit înapoi și îți urez din tot sufletul succes, să-ți iasă fix cum ți-a dorit. Iar noi o să ascultăm piesa Sugar, pentru că abia aștept să se bucure toată lumea de ea. Mersi mult, mersi, zi bună să aveți. I can't explain it, but there's something going on. A crazy energy inside of me. First just a tingle, then it turned into a burn, like fire in my blood. And I hear my body talk, talk, talk. A taste is all I need. And I'm about to climb the walls. No way I'll be alone tonight. I need your kisses, baby, gotta keep 'em coming. Ah, ah, ah.